Oficialii americani și francezi spun că președinții Biden și Putin au convenit să se întâlnească în principiu, dar Moscova spune că este prematur. Această știre vine în timp ce forțele ruse sunt acum gata să atace, conform NATO. Rusia neagă această informație, totuși a extins duminică exercițiile militare în Belarus de-a lungul graniței de nord a Ucrainei după două zile de bombardamente în estul Ucrainei între separatiștii ruși și forțele ucrainiene. Raportând din Ucraina, corespondentul George Thomas de la CBN News a declarat că forțele susținute de Moscova din est pun bazele unui pretext pentru a invada. Moscova are până la 190.000 de soldați la granița cu Ucraina, dintre care cel puțin jumătate sunt în poziții de atac. În toată Ucraina, civilii participă la antrenamente de luptă, pregătindu-se de război dacă va fi necesar. Statele Unite declară că dețin dovezi credibile că Moscova a întocmit o listă neagră care vizează dizidenții ruși, jurnaliștii, activiștii pentru drepturile omului și minoritățile etnice și religioase care trăiesc în Ucraina. Israelul se va alătura Occidentului pentru a implementa sancțiuni împotriva Rusiei dacă aceasta va invada Ucraina, a declarat ministrul diasporei Nachman Shai. Vorbind luni la postul de radio israelian Kan 11, ministrul israelian a spus că dacă Statele Unite ale Americii vor cere Israelului să se alăture sancțiunilor împotriva rușilor, Israelul va face tot posibilul să evite o astfel de poziție. Totuși, în cazul în care Statele Unite vor insista, loialitatea Israelului este în primul rând față de America. Kievul s-a arătat nemulțumit de comportamentul și declarațiile Ierusalimului, iar ambasadorul israelian în Ucraina, Mihail Brodsky, a fost convocat pentru o discuție de clarificare la Ministerul de Externe ucrainean. Ierusalimul monitorizează îndeaproape evoluțiile din Ucraina și le-a cerut cetățenilor săi și evreilor din țară să plece imediat în Israel. Noul acord între puterile mondiale și Iran cu privire la programul său nuclear va fi mai scurt și mai slab decât cel anterior, a avertizat premierul Naftali Bennett și, prin urmare, Israelul se pregătește pentru ziua următoare. La începutul ședinței cabinetului de săptămâna aceasta, Bennett a declarat că discuțiile dintre Iran și marile puteri privind revenirea la un acord nuclear înaintează rapid. S-ar putea să avem un acord în curând, a spus el. Noul acord este aparent mai scurt și mai slab decât cel anterior și va face un Orient Mijlociu mai violent și mai volatil, a mai adăugat el. Ultimele rapoarte indică faptul că SUA și celelalte puteri care negociază cu Teheranul la Viena sunt aproape de a reactiva acordul nuclear cu Iranul. Israelul monitorizează îndeaproape negocierile din Austria și se teme că puterile occidentale vor reangaja Iranul într-un acord care să-i permită, în cele din urmă, să dezvolte o bombă nucleară, eliminând în același timp sancțiunile asupra țării și dezghețând activele Teheranului, permițându-i astfel să-și dezvolte rețeaua teroristă globală. Oficialii guvernamentali algerieni au început procedurile pentru închiderea unei alte biserici protestante. Este vorba de o biserică din orașul Aït Ateli, din Algeria. Guvernatorul provincial a intentat un proces împotriva pastorului bisericii și al tatălui său pe 2 februarie. 16 biserici au fost închise în ultimii 4 ani. În ultimii ani, autoritățile au pus în aplicare legea 03/06 pentru a reglementa cultele non-musulmane prin împiedicarea oricăror adunări publice în locuri care nu au o licență acordată de guvern. Licențele întârzie să fie date din diverse motive, astfel că bisericile rămân închise. Pastorul Salah Kala a declarat pentru Evangelical Focus că în mijlocul dificultăților, cităm, ceea ce ne încurajează este să vedem creștinii organizându-se în grupuri mici pentru părtășie. De asemenea, ne încurajează să vedem noi convertiri și botezuri în râuri, la mare și în case. Nu putem opri Duhul Domnului. Dumnezeu continuă să atingă inimile, încheia citatul. În condițiile actuale, creștinii se adună în aer liber, în grădini, pe malurile râurilor sau chiar în scări de bloc ori în clădiri părăsite.